Îmi puteți spune și mie la ce vă gândiți în casa Domnului? Ce frate, n-ai vrea să știi. Bun, am început. Și mie mai trec gândul așa, că sunt în biserică și mă gândeam seara asta să vă întreb câți ați vrea să petrece seara asta jumătate de oră cu Domnul Iisus? Mâna sus. O jumătate de oră cu Domnul. Am uitat să vă spun, ar servi și masa cu voi. Și ar mânca de 7 euro. Câți l-ați duce la masă? 7 euro. Pe Domnul. Sau mai jumătățile. Dar dacă și-ar trimite Domnul Iisus un ucenic, cu ucenicul, v-ați duce la masă? Cred că ar mânca de 6 euro. Mă gândeam, dacă eu aș fi ucenicul, eu n-aș mânca numai de 5. Bine, până o să lămurim noi la sfârșit cum e cu chestia asta, cu mâncarea, dacă nu uitați până atunci sau nu uit eu. Vreau să vă întreb, o seară cu Solomon, ați vrea? Vă invit să vă așezați pe locurile dumneavoastră. Dacă unii ați obosit stând pe scaun, să știți că unii au obosit stând în picioare. Deci puteți să faceți schimbul. Cei care stați acolo în picioare, încă mai sunt locuri libere pe aici, inclusiv la Ambon mai este unul. Deci vă rog să veniți, nu e nicio problemă. Și unde nu mai pot eu, vă las pe dumneavoastră. În seara aceasta m-am gândit să împărtășesc, așa este seara tinerilor. De fapt, eu în general predic la tineri. La mine până la 99 de ani, o unitate. De la 99 încolo trebuie făcută o rugare, dar până la 99 o unitate. Am o apreciere deosebită pentru Solomon, să vă spun de ce. Solomon este omul care iubește foarte mult pe tineri. Foarte mult iubește Solomon pe tineri. Și spre deosebire de alții, Solomon face un lucru foarte, foarte mare. Solomon își deschide sufletul și le vorbește tinerilor nu numai de lucrurile frumoase din viața lui. Solomon are puterea să vină în fața tinerilor să spună, copii, uite unde am greșit eu. Am rugăminte. Nu-mi repetați greșelile. Fiți mai înțelepți ca mine. Fiți mai cuminți ca mine. Foarte puțini oameni au maturitatea și capacitatea să-și deschidă sufletul și să spună și unde au greșit, ca alții să nu repete greșelile. Nu știu la câte întâlniri în tineret a participat Solomon, dar el a făcut un lucru, pentru că a fost om deștept. N-are nicio legătură cu mine, să nu faceți legătură. S-a gândit să le scrie bine. Îmi aduceți aminte ce a scris Solomon. Ce a scris el? Proverbele? Eclesiastul? Cântarea cântărilor? Și? Pentru un premiu. Seara asta e seara premiilor. Dacă sunteți treci, seara asta e seara premiilor. A mai scris ceva? Psalmul care? Psalmul lui Solomon, nu? Care? 1. Psalmul 1? Ăla pentru tine. Cum își va ține atâta lucrurile? La fel ca și bătrânul. Nu-i aparține lui, dar cam în ce psalm ar fi ăsta? E lui, dar. 119. Ia lui? Acum nu suntem la... Păi ar trebui să vă gândiți la un domeniu unde Solomon a avut multă experiență. Cu 1000 de neveste. Adică când mă scuzați, n-am pus o scap, da? Au avut și el un pic de experiență și trebuia să spuneți ceva despre viața de familie. Și la un moment dat spune, dacă nu zidește Domnul o casă... 100 cât? 27. Domnul Iisus vă va răsplăti. Adică da. Deci, dacă ai zis primul, îți dau premiul. Prima, îți dau premiul la final. Acum, în seara aceasta, aș vrea să ne uităm puțin în cartea Proverbe. Și pentru un alt premiu, aș vrea să-mi spună cineva cui se adresează Solomon în cartea Proverbelor și cu ce scop. Numai cui v-am spus tinerilor, da? Bun. Cu ce scop? Care este scopul cu care scrie el cartea aceasta? Ce?
Să capete înțelepciune. Cine? El sau noi? Da? Și de unde ai tras concluzia asta? Păi hai să deschidem. Știți, Biblia ne ajută foarte mult dacă e deschisă. Da? Tu te uiți așa, de unde, frate? Ce să faci? N-ai. Nici acasă. Acasă ai. Că dacă Domnul Iisus ar trece acum acasă la tine și ar vedea Biblia pe notieră, ar zice, auzi, de ce nu te-ai dus la casa Domnului, că e adunare seara asta? Știi ce ar spune Biblia ta Domnul Iisus? Doamne, n-am pe nimeni să mă duc ca să lăvă nocul de la Bethesda până mă duc eu să închide biserica. Da, el cearcă data viitoare să vezi dacă ai aduce-o cu tine. Pe telefon, pe... Da? Uitați, pildele lui Solomon, fiul lui David, și el spune în versetul 2, din capitolul 1, pentru ce? Pentru cunoașterea înțelepciunii și învățăturii, pentru înțelegerea cuvintelor minții, pentru căpătarea învățăturilor de bun simț. Nu cred că e nevoie de asta în ziua de astăzi. Așa, de dreptate, de judecată, de nepărtinire, ca să dea celor neîncercați agerime la minte, tânărului cunoștință și chibzință. Există vreun neîncercat aici, neîncercată? Mă gândeam. Dar nu trebuie să deznădăjduiți, deci ea nu-i numai a vece pentru începători. Versetul 5 spune să asculte însă și înțeleptul și își va mări știința. Nu aștept să dezvolte. Voi sunteți înțelepții care aveți nevoie să vă măriți știința. Și Solomon foarte deschis spune, dacă citește un începător, eu îi spun ce câștigă din cartea aceasta, din lecturare, dacă unul este foarte avansat, eu spun să citească și el, că nu o să piardă vremea, o să adauge și el la înțelepciune, la cunoștință, la toate celelalte. Da? Prinderea înțelesului unei pilde, a unui cuvânt adânc. Deci dacă unii nu vă prindeți, nu trebuie să beți lapte. Că tot nu funcționează. Citiți cartea Proverbelor. Solomon spune, dacă citești cartea aceasta, o să începi să prinzi înțelesul lucrurilor mai ușor. Și poate unii ar trebui să ne mai prindem de câte ceva, da? M-am gândit în seara aceasta, pentru că este întâlnire rezervată tinerilor, am zis noi, o seară mai mult pentru tineri, dacă seara a fost mai mult pentru familiști, m-am gândit să vorbesc din capitolul 31. Îmi spune cineva despre ce scrie în capitolul 31? Despre? Femeia înțeleaptă. Ați auzit multe predici de chestia asta, dacă femeia înțeleaptă. Nu știu dacă spune chiar despre asta, dar uite, pentru cele măritate, câte sunteți măritate? Domnul să vă binecuvinteze. Vă dau două sfaturi. În caz că soțul va cere vreodată să fiți o nevastă conform cu Proverbe 31. Că toți vor ști cu chestia asta. Proverbe 31 are pe fost una singură, dar în fine. Nu te-ai însurat cu ea. Eu, surorilor, vă dau două lucruri care le puteți aplica foarte ușor. Primul spune aici că lumina ei nu se stinge noaptea. Eu cred că nu e mare lucru. Noaptea lăsați lumina prinsă. Deci o condiție din Proverbe 31 e împlinită. A doua condiție spune, ea se scoală de dimineață și dă de lucru slugilor. Îi spui, Vasilică dragă, cum îmi aduci vreo șapte, le conduc pe toate fără nicio problemă. Și deja e a doua condiție din Proverbe 31 împlinită. Celelalte le discutăm mai târziu. Deci întrebarea este despre ce vorbește Solomon în Proverbe 31. Tot pentru premiu. Ca să-l câștig eu. Despre nimic nu vorbește Solomon în Proverbe 31. Că Proverbe 31 nu-i aparține lui Solomon. Proverbe 31 spune așa. Cuvintele împăratului lemuie. Acum voi mă întrebați pe mine cine e împărat. O să vă spun, nu știu. Ca să nu mai tot... Dacă nu scriu, de unde să știu cine este? Dar nici nu mă interesează, nici eu nu știu ce sunt eu, da? Cuvintele împăratului lemuiel, învățătura pe care o dădea mama. Când am început să citesc asta, m-am încurcat un pic. Am spus, stai un pic. Sunt cuvintele împăratului sau sunt cuvintele lui maică-sa? Hai să încerca să mă lămuriți. Deci, așa spune versetul. Cuvintele împăratului de miel, învățătura pe care i-o dădea mamă sa. Acum, cui sunt cuvintele? A mamei sau a feciorului? A mama scrise de fecior. Îți dau un premiu. Vei la mână.
Îmi place chestia asta. Părinți, sunteți aici, părinți. Eu că-s bune asta, nu chiar mult o să o facă. Să știți că eu când am citit asta ca părinte, am prins mare curaj. De ce am prins curaj? Nu știu cum sunt copiii dumneavoastră. Dar ai noștri, parcă oricât le cântai, nimic nu pricepea. Și poți intra în disperare, așa, băi, vorbesc cu părinții, vorbesc degeaba, adică tot îi spun, tot îi spun și el nimic, nimic. Când am citit lucrul ăsta, mi-am dat seama că vorbele părinților nu sunt zadarnice. Acum, care este adevărul? Cuvintele sunt ale mamei. Eu nu știu de câte ori i-a spus mama copilului ce i-a spus. Și nu știu de câte ori prințișorul ăsta, la vârste diferite, o fi zis, mamă, mă leși? Ai terminat cu chestiile astea după vremea moșului? Nu vezi că suntem într-o altă epocă. Nu știu ce i-o fi spus copilul ăsta lui maică sa, dar uite că într-o zi, când deja este prințișor, împărat, el are o întâlnire cu cineva, probabil, da? Și spune, oameni buni, vreau să vă dau niște lecții de viață foarte, foarte importante. Vă rog să le notați. Și după ce le dă învățătura, spune, apropo, știți cine mi-a fost profesor și mi-a predat lecțiile astea? Și când ei se gândeau că doctor, docent, decanul de nu știu unde, el spune, scrie. Și acum să vă spun eu cine m-a învățat asta. Mama. Și ce m-am întrebat eu, dacă era mama acolo, săraca, oare ce-ar fi făcut? Adică să auzi într-o zi, nu numai că i-o veni minte la cap. Să auzi într-o zi care inclusiv curajul să spună, oameni buni, dacă vreți să știți lucruri importante în viață, notați-le. Și acum vă spun deschis. Nu mi-e rușine să spun că m-a învățat mama. Eu cred că a avut o perioadă când eu fi fost rușine, că așa suntem toți, o perioadă în care noi suntem deștepți, părinții nu știu nimic, dar mereu îi încurajez pe copii, dacă au răbdare, trec banii și mai capătă și părinții minte. Și încet, încet o să-și mai dea seama copiii că și părinții mai învață și știu câte ceva. Totul este copiii să aibă răbdare. Dar în timp ce le spun copiilor să aibă răbdare, le spun părinților, nu încetați să le spuneți copiilor ce trebuie. Și când crezi că nu înțelege nimic, mai spune o dată frumos. Dacă vreți așa o lecție pentru părinți, la mine funcționa, totul este să ne intre în cap în generația asta, unele lucruri trebuie repetate de 127 de ori. Deci nu aștepta dacă îi spui o dată copilului să-și asculte. Mai ales dacă seamă copilul. Asta parantez. Și atunci nici de câte ori repeți, tot să ai nervi, băi, am spus de 10 ori, de 15 ori, tu să spui așa. O zis fratele Iuba că la meu, dacă îi spun de 127 de ori, pricepe. Și îi spui o dată și zici, liniștit. Dar știi că mai... Ei, dacă prin mila Domnului, la 88, o priceput, e deja har, dumnezeiesc. Toată problema este să repetăm, să repetăm. Și acum, la modul serios, uitați-vă în Evanghelie de câte ori a repetat Domnul aceleași lucruri. Și ucenicii erau acolo. Unii nu le-au priceput nici a 10-a oară. Am auzit că un predicator avea o singură predică. Și la un moment dat o reclama, nu știu care, s-a dus la mai mari și a spus, Domnul ăsta are o singură predică, de vom veni, faceți ceva cu el. Deci care-i predica? Că nu știu exact. Deci du-te să o mai spun o dată. Deci noi ca părinți, asta am învățat. Deci cum am deschis Scriptura? Am spus, ca părinte este nădejde. Totul este să spui frumos, mai gustul lacrimi, cere ajutorul Domnului și m-aș bucura toți ca părinți să prindeți vremea în care să-i auziți pe copiii voștri spunând ce a spus Lemuel. Uite care sunt valorile în viață. Și mă bucur că eu le-am aflat de la mamă. Acum, fraților, cât de frumos ar suna să spună tata m-a învățat asta. Ce ziceți? Eu cred că ar spune și asta dacă l-ar învăța tata. Dar cred că este mare lucru. Nu numai înaintea lui Dumnezeu. Noi avem o datorie să ne învățăm copiii, da? Nu numai înaintea lui Dumnezeu. Cred că e mare lucru să ajungi ca părinte, să culegi niște roade, să spui
ce-am semănat cu lacrimi, acum am început să culeg. Este o mare bucurie. Mă rog lui Dumnezeu, Domnul, să vă dea un seceriș bogat, dar până atunci nu uitați, continuați să semănați în mintea copiilor dumneavoastră. Acum deja am devenit curios și să vă spun de ce am devenit curios. Până la urmă, v-am spus eu, pentru mine, că le-a spus împăratul, că le-a spus maică-sa, mi-e egal și nu prea are valoare. Știți ce m-a impresionat pe mine cel mai tare? Că de fapt cartea asta nu e nici cartea lui mama, nu e nici cartea lui Lemuel, nu e nici al lui Solomon. A cui e cartea asta? E cuvântul lui Dumnezeu. Și pentru mine a fost următoarea întrebare. Ce l-a determinat pe Duhul Sfânt să-L inspire pe scriitor? Că aici, dacă vreți, vă dau un limbaj tehnic teologic. Dacă o să vă întrebe cineva câți autori are Biblia, răspunsul corect este unul singur. Duhul Sfânt. Amin? Amin. A, câți scriitori? Discutăm pe câți i-a inspirat să scrie. Dar autor este unul. Care a fost, este și va fi și este cu noi, ne poate ajuta. De asta noi mereu cerem înțelepciunea, iluminarea Duhului Sfânt, pentru că El i-a inspirat și El ne iluminează pe noi. Și atunci am zis, de ce Duhul Dumnezeu a luat învățătura acelei femei și prin băiat a făcut să rămână în Biblie? Deja pentru mine nu mai este învățătura unei mame, nu mai este învățătura unui împărat, este învățătura Duhului Sfânt pentru mine și pentru copiii mei. Având valoarea aceasta, m-am gândit să mă uit ce este în învățătura aceasta pentru tineri, ce ar trebui să învăț eu ca părinte, ce ar trebui să înveți tu ca tânăr, ce ar trebui să învățăm noi. Interesant cum începe mama aceasta. Ce să-ți spun, fiule? Ce să-ți spun, fiul trupului meu? Ce să-ți spun, fiule, rodul juințelor mele? Apropo, v-ați întrebat de ce introducerea aceasta? Adică de ce n-a trecut de regla subiect? De ce a simțit nevoia mama să spună, copilul, știi ce aș vrea să pricep tu? Poate ce nu poți pricepe? Tu pricepi că ești copilul meu? Tu pricepi că ești parte din trupul meu? Pricepi că ești viață din viața mea? Adică pricepi un pic cât valorezi tu pentru mine? Nu știu dacă copilul poate pricepe ce îi spune mama, da? Dar ce văd eu aici? Văd o inimă deschisă de mamă care spune, copile, nu-ți vorbește un străin. Nu-ți vorbește unul care vrea să profite de tine. Nu-ți vorbește unul care nu te știe, nu te cunoaște și n-are interes. Eu îți vorbesc ca mamă și vreau să spun două lucruri. Tu chiar dacă nu vei pricepe niciodată ca băiat, poate fiica mea va pricepe când va fi ea mamă. Dacă tu nu vei pricepe niciodată ca băiat, vreau să spun că ne leagă ceva special. Și îi mai spune ceva. Ce să spun, fiule, rodul juruințelor mele. Apropo, ca părinți, știți că ar trebui să discutăm asta cu copiii noștri? Știți că ar trebui să discutăm asta cu copiii noștri? Atunci când ei cred că noi nu avem niciun interes numai să-i tundem zero și să-i chinuim și să le facem crucea cât mai grea, poate că ar trebui câteodată să iei să spună, copiii, hai stai un pic deoparte. Să spui, auzi, tu ai auzit de unii că au zis părinții că, mamă, cum am ieșit eu în lume? Zice, un accident, că tai pe hobos. O să spun eu cum a fost la noi, în cazul tău. Tu nu ești un accident al părinților. Tu nu ești un copil nedorit. Tu ești un copil pentru care m-am rugat. Tu ești un copil pentru care eu am făcut niște juruințe înainte de Dumnezeu. Și dacă vreau să-ți dau o educație bună, dacă vreau să te așez pe un drum, este pentru că tu ești parte din relația mea cu Dumnezeu. Eu am avut niște vise pentru tine, nu în dreptul meu, în dreptul tău, în dreptul sufletului tău, în dreptul vieții tale. Eu chiar îmi doresc să fii binecuvântat de Dumnezeu și să fii folosit de Dumnezeu. Este modul în care mama deschide discuția și eu cred că i-a captat puțin atenția copilului. Chiar dacă nu foarte mult, dar puțin i-a captat-o. Când a început mama să vorbească, nu a fost ea de aglomerată, să-i vorbească despre lucruri intime din viața ei. Copile, vreau să spun ce însemn tu pentru mine.
Și după ce face deschiderea aceasta sufletească, uitați unde începe în versetul 3. Eu nu știu dacă aș fi avut curajul ăsta. Nu-ți da femeilor vlaga și dezmierdările tale celor care pierd pe împărați. No, punctul 1 la 3, că l-a și făcut mama. Mă zic, dar ce vrea să spună mama la copilul ăsta? Vreți așa că mama stă cu băiatul acolo, nu știu dacă avea o cană de ceai sau nu, sau avea o fructe în față sau ce, și spune, copile, uite, s-a făcut tu de la mama ta ceva, de la mama care te iubește. Ultimul lucru pe care îmi doresc eu, copile, pentru tine, știi care este? Să devii o victimă. Cred că deja a început copilul să se trezească, o mai băga telefonul un pic mai departe, încă nu l-a pus pe silent. Nu m-a pus un pic mai departe, până acum mai scria la prieteni, mă plictisesc cu mama, îmi ține prezis de tură. Cum a început să... Adică ce vrei să spui mama? Și mama spune, copile, ascultă-mă bine. Tu ești o valoare. Nu știu cum te vezi tu, dar îți spun eu, tu ești o valoare. Și spun eu de ce ești valoare. Ești valoare pentru că tu ești o ființă creată de Dumnezeu. Dumnezeu nu face gunoaie. Dumnezeu nu face persoane de mâna a doua. Dumnezeu nu face lucruri de nimic și oameni de nimic. Dumnezeu, când dă viață unei ființe, Dumnezeu se investește pe sine și în așa fel ne face ca El însuși să fie mulțumit, slăvit să fie Domnul. Amin. Spune, copile, tu ești o valoare. Ești o valoare ca om. Ești o valoare pentru că faci parte din poporul ales al lui Dumnezeu. Tu nu ești un păgân. Tu nu ești unul dintre cei mulți, ești dintre cei puțini aleși. Tu ești o valoare pentru că te-ai născut într-o anumită casă, când deja v-a ajuns el prințișor. Și poate a început să-i spună mama, tu ești o valoare pentru că ești un băiat frumșel. Ai și valori materiale și spirituale. Și eu fi spus mama acolo o listă, copile, tu ești valoros. Apropo, cam cât sunteți valoroși aici? Așa, lăsând modestia la o parte. Adică valoroși ca ce? În primul rând suntem valoroși ca oameni. Nu suntem nici animale, suntem oameni. Și probabil ar trebui din când în când să ne aducem aminte care este valoarea unui om. Știți care este valoarea unui om, inclusiv a unui om păcătos? Știți care este valoarea? Atât de mare că Dumnezeu a fost gata pentru un păcătos să-L trimite la moarte pe Fiul Său, pe Iisus Hristos. Amin. Amin. Slavă la Amin. Apoi să nu uităm că suntem valoroși ca și copii al lui Dumnezeu. Cei care și-au predat viața lui Hristos. Cei care experimenta nașterea din nou în urma pocăinței, a credinței, le știți, dar le repet încă o dată, așa sumar, ca să știm și pentru alții să le spunem. Cei care au încheiat un legământ cu Dumnezeu sunt fiii cerului, slăviți să fie Doamne. Amin. Nu cred că pricepem acum, iertați-mă, nici eu, nici voi, nu cred că pricepem noi acum cam ce valoare avem. Dar într-o zi cred că vom pricepe. Amin. Suntem copiii lui Dumnezeu și așa când mai vine diavolul să ne bage tot felul de fițe în cap, că nu știu ce, că nu știu cum, ar trebui să spui, Doamne, eu am valoare în ochii lui Dumnezeu, sunt fiul împăratului, sunt moștenitor al cerului, voi împărtăși cu Iisus Hristos veșnicia și El îmi dă moștenirea sfinților. Zice, dar n-ai numai 2 euro în buzunar. Și care e problema, Doamne? Vrei să spun ce am în banca de sus? Adică dacă se deschide cerul și vezi ce ai, am dincolo și cine sunt dincolo, atunci o să spui, băi, cu cine am stat eu în bancă la școală? Da, am stat cu un răscumpărat al lui Hristos, cu un om, cu un răscumpărat. Avem valoare prin creație, avem valoare prin mântuire. Și haideți să o recunoaștem. Avem valoare și prin felul în care suntem. Acum știu, eu trebuie să le spun mereu tinerilor ca să audă și bătrânii, pentru că noi avem tot felul de complexe, așa, am mai discutat de subiectul acesta și iar azi am să-mi crestez în grindă, jos din cui, acum oglindă. Da, vede și screață, dă-i cu placa și întinde, știi, altă, da, vede și e întinsă, parcă molinți vaca, dă-i cu ondulatorul și onduleală. Și acolo, duceam 3 kg în plus, 2 în minus. Adică avem un tărăboi din ăsta, mi-a trebuit vă 20 de ceasuri să vă aduc aminte cum sunteți.
Și bărbați și femei, că toți avem noi nemulțumirile noastre. Stați liniștiți, nu-i probleme, da? Și eu de multe ori întreb, auzi, dacă ai avea ceva bănuți să investești și ai zice că investești într-un tablou, care ați da bani pe o copie Xerox? Chiar dacă e copie Xerox după nu știu ce pictor, care ați plătit? Dar dacă ai prinde originalul, să spune cineva, e singurul tablou pe care l-a făcut de felul acesta. Și băga ceva bănuți acolo, și pentru unitate. Știți care e tragedia la noi? Noi toți suntem nemulțumiți, de ce nu suntem copii Xerox? Asta e nebunia, ne întunecă diavolul. De ce nu seamănă eu cu tare? De ce? De ce ești copia Xerox la noi? Mereu spun, Domnul Dumnezeu n-are Xerox. Și face un iuca, bă, ce-o ieși limișor, 20. Nu, deci ascultați-mă, duceți-vă unde vreți în lume, ca mine nu mai găsiți. Că o să semene cu mine, ca mine nu. Deci asta vă spun eu, vă spune medicina, oricine, sunt unicat. Dar pentru asta nu mă dau cu capul de pereți. Îl slăvesc pe Domnul că sunt unicat și am valoare de unicat. Și nu mă vând nici la preț de unicat. Ei, acum problema care este? Mama știa toate acestea. Copilul încă nu le prea pricepea sau le uita. El, ca așa, când ești cu gașca și fiecare îți bagă în minte toate chestiile care le are, știi? Gașca te poate prosti. Recent, acum că veneam pe avion, că eu mai citesc, dacă cel cu avionul, citesc și eu ziarul, nu contează că e de acum, de anul, de cuvântul, e tot la curent, știi? Și un articol spunea cum spiritul de gașcă, acum a demonstrat științific, spiritul de gașcă te prostește. Cum ajungi într-o gașcă dacă nivelul e un pic mai jos, nu contează IQ-ul tău și tu ai coborât cu turma, cu ăsta. Deci hai să ne băgăm în turmă ca să fim și noi ca berbeci. Ce-ți faci dacă te faci în turmă? Câteodată ne mai uităm datorită celor din jur, mama ține să-i aduc aminte, dar mama nu se oprește aici. Pentru că avea un copil listeț, spunea, auzi copile, tu știi că valorile sunt vânate? Eu știu ce ar putea face Dumnezeu din copilul meu. Dar îți mai spun ceva, Violele. Știu și ce ar putea face dracul din copilul meu. Și nu știu ce o să-i spună lui la școală. Și nu știu ce o să-i spună în altă parte. Dar spun, m-am gândit să-i spun eu. M-am gândit să-i spun eu. Să n-ajungă copilul meu într-o zi o piele întinsă pe perete sau pusă pe jos și capul așezat deasupra șemineului, da? Ia că l-am vânat și pe ăsta. Că zice, după ce are pielea în bărți, ce să fac eu, mama, ce să fac eu? Să plângem toți? Să-mi spună el dacă aș fi știut, dacă n-aș fi știut? Mă, foarte interesant că Solomon o secundează pe mama aceasta. Și aș întoarce un pic în cartea Proverbele, mai la început. Solomon v-a spus că își deschide foarte mult inima, are un limbaj foarte deschis vis-a-vis de generația tânără. El discută mai multe lucruri, dar la capitolul 7, Solomon ne dă o întâmplare foarte interesantă. Dacă ați deschis la capitolul 7, o să încep cu versetul 4. Numai atâta să vă întreb, băieții care nu aveți o prietenă, vreți să vă recomand o prietenă? Da? Uite în versetul 4. Zi înțelepciunii tu e sora mea și numește priceperea prietena ta. Deci acum oricând te întreabă, ai prietenă, da, să zici, nu mai am găsit o pe care, înțelepciune. Să nu-ți fie rușine cu înțelepciune niciodată să umbli pe drum. Apropo, cu înțelepciunea poți umbla și noaptea, nu-i niciun pericol. O altele nu poți, dar cu înțelepciune nu-i niciun pericol, la orice oră, știi, chiar indicat. Noi acum ne întoarcem la Solomon. Solomon spune, stăteam la casa, la fereastra casei mele și mă uitam prin zăbrele. Auzi, mă, ce ăsta, să uit împăratul pe geam. Și bărbații scuioși, da? Votez, doctor. Zice, am văzut printre cei neîncercați, și aș vrea să subliniați cuvântul acesta, neîncercați sau tineri, am văzut printre cei neîncercați, am văzut printre tineri, pe un băiat fără minte. N-ai zice că e fără minte, dar poate concluzia la final zice că e fără minte. Trecea pe uliță la colțul unde stătea una din aceste străine și a apucat pe calea care duce spre locuința ei. Vreți să fac un pic gravă situația? Adică cam așa cum este, ca să ne trezim un pic. Așa, din câte știți voi, unde ar fi putut locui Solomon? Roma, Verona,
Solomon, unde a fi putut locui? Împăratul lui Israel. Teoretic, în Israel, ar putea fi chiar capitală, nu? Adică împăratul. Păi normal că a locuit în Ierusalim. Avea și el o voce de lucru acolo în Ierusalim. Acum vreau să mă întreb, Ierusalimul era locul desfrânării sau locul închinării? Păi nu era locul unde toată lumea trebuia să meargă la închinare. Nu acolo era templu, nu acolo preoți, nu acolo jertfe. Deci la Ierusalim, în poporul sfânt, unde toți trebuiau să vină să închine, împăratul când se uită pe geam, o vede pe una. Să văd pe cine fi văzut-o, pe care soră. Sau nu știu ce-o prevedea. Ce trecea pe uliță, la colțul unde stătea una din aceste străine, o fi fost egiptean, că nu cred. I-ar fi dat amende. A apucat-o pe calea care ducea spre locuința ei. Era în amurg seara, în noaptea grea și întunecoasă. Și iată că i-a alergat înainte o femeie îmbrăcată ca o... Cum scrie? Nu, e greu să citim. Ei nu a fost greu să... Îmbrăcată ca o curvă și cu inima șireată. Acum, apropo, are vreo legătură haina cu... El se uită pe geam, nu știe cum o cheamă, nu știe de unde, se uită la îmbrăcăminte. Dar totuși, el e băiat înțelept. Ați văzut? Nu spune, am văzut o femeie stricată. Deci, am văzut una îmbrăcată ca o femeie stricată. O fost cinstit până la capitolul ăsta, așa-i? Și am văzut una îmbrăcată ca o femeie stricată. Acum eu aici am o problemă foarte mare. Știi că mă gândesc așa. Că dacă un sfânt se îmbracă ca un stricat. Și aia care se uită pe geam, trag concluzii. Cine e bine? Ăla că se uită pe geam sau eu? Vedeți? Nu știu de ce pe vremea aceea hainele și caracterul erau legate una de alta. Astăzi nu mai sunt legate. Azi, Doamne, vreau să fiu creștin în inima mea, în inima mea, păr din afară, pot păgând, în inima mea. Adică, băi, atâta am auzit chestia asta, frate, Domnul se uită la inimă, Domnul se uită la inimă, Domnul se uită la inimă, nu te duci eu mă la inimă. Păi zici, atunci ce te-ai legat de pantalonii mei? Păi zic, mi-a suflat Domnul Iisus o suzerere, din inimă este pe gândul meu. Ăsta, felul cum se îmbracă, din inimă este. Zic, eu ți-am văzut inima, dar am văzut-o cu un pantalon, cu un, știu eu, sacou sau ce, zic, eu acolo ți-am văzut inima. Nu, zice, înăuntru, să te uiți, bă, unde înăuntru, Domnul Iisus, nu sunt mult de la rădăcini. Adică dacă mă duc până la ipotezi, ce credeți? Că mă duc la un cireț să sap la rădăcini, să văd ce... Dacă e sălbatic sau ăsta? Tu poți să-mi explici toată filozofia cireșului și de unde a fost, dar tu te lasă să ții predica, să cauzi, ai terminat, da, bun, dă două cireșe în coacă. Le spui jos, băi, ăsta l-ați adus ceva pe pădurii sălbatic. Nu mai că Uganda, bă, o fi Uganda, dar e amar și cu mine ai terminat, adică roadele spun. Trecem că mă îndepărtez de la ce trebuie, da? Ea a alergat înainte o femeie, îmbrăcată cum era îmbrăcată, inima cum era, era bună de gură, nu, uite, fără stâmpări, picioarele nu-i puteau sta acasă, bine că avea acasă, când în uliță, când în piețe, pe la toate colțurile, stătea la pândă. Zic, na, exact ce o zis mama. În Ierusalim sunt vânători. Pe cine stă la pândă? Iar bulpoiul vânător, hop, cu pușca la picior, știi cum învățam de pe copii. Păi, în Ierusalim, la locul închinării, în poporul sfânt, sunt și vânători. Dar bineînțeles că ei caută valori, nu? Numai ce aș vrea eu să vă spun este următorul lucru, nu că nu l-aș ști. Ei nu caută valori ca să dea valorii valoare mai mare. Știți pentru ce stau vânătorii la pândă? Ca să omoare și să se laude cu isprava lor. Deci vânătorul nu spune, abia aștept să vină un sfânt și eu să-l fac mai sfânt. Abia aștept să vină unul care are inima împărțită și să vezi ce dedicare bagă în el. Vânătorul stă la pândă și spune, nu contează cine-i, eu vreau să îl distrug. Vă puteți gândi cam cine e în spatele vânătorului acesta? Cam ce duh este acolo?
Acum, vă rog să fiți foarte atenți, că asta trebuie să ne regândim. Ea l-a îmbrățișat și l-a sărutat și cu o față fără rușine i-a zis: eram datoare cu o jertfă de mulțumire și azi mi-am împlinit juruințele. Slăvit să fie Domnul. Voi vedeți ce limbaj religios e aici? Voi vedeți ce limbaj religios? Femeia asta nu iasă înainte să spună: bă, o intra hormonii în mine, vreau să am o aventură. Ce zici să avem aventură amândoi? Păi nu poți la Ierusalim, frate, să te duci cu aventură. Nu poți la Ierusalim să spui că tu ai venit să păcătuiești și să-l distrugi. Dar la Ierusalim ce sună bine? La Ierusalim sună bine jertfe, închinare și călăuzirea și binecuvântarea Domnului. Și ascultați-o ce limbaj religios are. Eram datoare cu o jertfă de mulțumire, azi mi-am împlinit juruințele, ți-am ieșit înainte să te caut. Și normal, nu? Ca și cum mai spune, prin îndurarea Domnului, iată-te, frate, că am ajuns aici, uite cum poartă Dumnezeu de grijă. Păi dracu e înger de lumină, nu? Adică, care e problema pentru el să folosească un limbaj religios? El nu schimbă scopul. Scopul este distrugerea, și vom vedea. Că ce limbaj folosește, că dă cu psalmi, cu rugăciuni, că mai învață el cântări de ale noastre, care e problema? Vedeți ce am vrut să spun eu este următorul lucru. Că din nefericire, e rușinea noastră, n-avem ce face. Din nefericire, lumea religioasă nu e scutită de vânători și de influențe salvanice. Și aș vrea să vă spun, poate ne punem cenușă în cap, și bine să ne punem cenușă în cap cât trebuie să ne punem. Pe de altă parte, eu cred că nici nu trebuie să privim noi istoria bisericii ca și cum altă dată toate lucrurile erau perfecte și numai astăzi noi suntem la talpa iaurului. Da, ne avem vinovăția noastră de astăzi. Dar haideți să vă spun ceva. Credeți că Apostolul Pavel a știut Evanghelia? O știu ce se predice. Când el a înființat bisericii, i-a învățat pe cei din biserică ce trebuie să facă. Păi nu trec decât câțiva ani și el spune că a avut de furcă cu frații mincinoși. El spune în Corint, este o curvie că nici la păgân nu mai este. Domnul, bă, Pavel, dacă eu înființam biserica, eu cred că toți mă luau, băi, mele, ce minte, n-ai știut pe cine să botez, n-ai știut ce să predici, n-ai știut. Bun, domnule, eu nu știu, Pavel a știut, păi dacă el nu știu, nu mai știu nimic. Dar Pavel cu durere spune, uite că n-a trecut mult, și satana pe unii v-a înșelat. Dacă noi credem ca fi între patru pereți, suntem scutiți de atacurile diavolului. Sau dacă vreți noi ca părinți, dacă noi credem că faptul că vin copiii noștri la biserică și se întâlnesc cu unii din biserică și cu alții și că ei mai cântă niște cântări și mai învață niște psalmi, dacă noi credem că aceasta 100% îi scutește de atacurile diavolului, eu cred că n-am citit Biblia. Și ascultați-mă bine, tineri mei. Dacă voi credeți că un cadru creștin, cum vreți voi să-l numiți, e fără ispite, înseamnă că n-a citit Biblia. Nenorocirea este că nu numai atunci la Ierusalim, haideți să recunoaștem, și în cercurile religioase de astăzi mai există, nu știu cum să le zicem, dar oi de ale Domnului nu. Asta apreciez la o mamă, că este realistă, nu face pe super spirituală, ea spune: copile, eu ca mamă trebuie să mă ocup de tine. Ascultă-mă bine. Tu ești o valoare. Pentru că Dumnezeu a pus în tine valori. Dar să nu uiți niciodată ce spune maică ta. Valorile sunt vânate. Valorile sunt vânate. Ai grijă ce faci cu valorile din tine. Și vreau să vă spun un lucru, tinilor. Dacă nu vă puneți cu tot ce aveți și ce sunteți în mâna Domnului, atunci o să profite de diavolul. Dedicarea care o dăruim noi lui Dumnezeu este pentru protecția noastră. Dacă noi nu ne dăruim 100% lui Dumnezeu, va profita diavolul de noi. Și de aceea, apropo, îndemnurile Scripturii sunt foarte clare, nu ni se cere numai sufletul să-L dăruim Domnului.
Aduceți-vă aminte că mereu în Scriptură spune că mădularele noastre, trupul nostru, mâinile noastre, picioarele noastre, ochii, urechile, tot ce avem, trebuie puse în slujba lui Hristos. Amin? Amin. Nu le pui în slujba lui Hristos? Vine vânător. Și vrea să le folosească El. Și din nefericire sunt atât de mulți tineri care plâng, știți de ce? Pentru că au fost vânați și au fost loviți. Eu nu știu, le-a spus cineva sau nu le-a spus cineva. Oamenii au presupus că ei trebuie să le știe. Îmi spunea o soră, frate, zice, eu acum mi-am dat seama, după ce am îs eu mai mare, nu știu ce, măritată, cam ce vrea să spună mama când plecam pe ușă și spunea, să fiți cu minți, dragii mei. Dacă îi spui la copil, aveți grijă să fiți cu minți, să nu faceți prostii. El se gândește, mama a zis să nu întoarcem gunoi de la vecina în stradă. Pe la asta se gândea mama. Noi putem să vorbim foarte mult de slobozenie, că acum asta e la modă, cu slobozenia, cu libertatea în Hristos. Dragii mei, Hristos nu ne-a chemat să fim liberi la păcat. Amen. Și nu ne-a chemat să nu veghem. El mereu și mereu, mereu și mereu ne-a chemat să veghem. Să știți că aș da lovitura cu o carte. Nu știu unde aș da lovitura, dar aș da lovitura cu o carte. Știți cu care? Corespondez foarte mult cu tinerii pe internet. Îmi scriu ei. Și eu le răspund la toți. Nu știu dacă voi avea timp odată să iau e-mail-urile lor. Că de la o vreme am început să le păstrez. Nu mai știu câte sute de pagini am. Aș putea să-i scriu la fiecare. Mi-ar trebui un timp în care să iau e-mail-ul fiecăruia, să scot toate datele de identificare de acolo. Că să știți, ei cu mine mulți discută foarte deschis. Și n-aș vrea să dau niciodată ca să-i treacă cuiva până în cap, că bă, ăla ar fi, că nu ăsta e interesul. Și după ce aș reface eu e-mail-ul, menținând tot ce spune, dar scoțind tot ce se poate identifica, să ți-l trimit și să spun, îmi dai voie să public e-mail-ul ăsta tău într-o carte, acum cu toate golurile astea. Și aș vrea să dau cartea aceea la două categorii de oameni. La tineri și la părinți. Și să le spun părinților, cam asta e lumea în care trăiesc copiii voștri. Nu știu ce lume trăiesc voi, cam asta e lumea în care trăiesc copiii voștri. Și să le spun unor tineri care încă n-au fost vânați. Copii, îi auziți pe ăștia? Mai ăștia au fost mai deștepți ca voi, că așa se întâmplă. Ăștia au fost mai bravo ca voi. Ăștia au zis, mie nu mi se întâmplă niciodată. Eu. Păi, uite aici. 1, 2, 100. Gândește-te un pic la lucrurile astea. Gândește-te că trăiești într-o vreme în care diavolul, ca un leu, dă cărcoale să înghită. Este o problemă de părinte, este o problemă de copil și este o problemă de biserică, frașesoră. Eu nu cred că putem sta ca biserică să nu spunem nimic, să ne facem că nu se întâmplă nimic. E vreme, întotdeauna a fost vreme, nu știu ce am folosit-o. Să spunem lucruri pe nume. Amin? Amin? Pentru că Biblia le spune pe nume. Am spus să notați acolo că am văzut un tânăr neîncercat, fără minte. Și unii o să spună, a, păi numai ăștia fără minte neîncercați. Haideți să vă mai spun ceva. Vânătorii nu se duc numai la cei fără minte. Vreau să vă întreb, David, a avut un pic de minte sau nu? Că din câte știu eu și eu picat o chestie. Spuneți-mi, Samson a fost tot printre cei neîncercați? Că și el a avut ceva probleme, așa? Adică te uiți în Scriptură și vezi oameni care au avut o relație cu Dumnezeu și au permis un moment de neveghere și diavolul i-a prins, i-a vânat și au plădit. Nu vreau să insist, ar trebui să insist, dar nu mai vreau să insist aici, că mai am un pic, că mama asta nu mă lasă, tot mă trage de minică și viorele. Mai am de spus ceva, dă-i mai departe, pralume. Deci primul lucru care îmi spune mama, copiile, să nu devii o victimă. Ai grijă să nu fii vânat, că dacă ești vânat, dacă vă uitați acolo, știți cum continuă Solomon. După ce l-a îmbrățișat, apropo, ar trebui să-l întreb pe feciorul tău. Auzi, ce-ai face dacă una, când ieși în stradă, te prinde în brațe, te sărută?
N-am vrut să vă întreb pe aia mai mari, știi? Dacă ai zice că Domnul s-a scos în cale, stau, mă surprins! Plăcut, oameni plăcut, da. Apropo, știți că ne spun că ar fi bine să ne punem copii în anumite situații, să discutăm cu ei anumite situații, dar dacă. Chiar m-am gândit toată după ce citeam, am discutat vreodată cu copiii mei, ce-ar face dacă ia foc casa. Că dacă nu discuți niciodată, și-aș afla după asta că s-a gândit băiatul sau fata, vai, tata, am vrut să salvez laptopul. Și-l văd pe jumătate ars. Bă, copile, laptopul meu, băi, tata, ai avut acolo predicele. Lasă-mă predicele, tot Biblia, ieși afară, că mie nu mă mai interesează casă. Dacă nu discuți niciodată cu el, eu știu cum va reacționa. Poate în anumite situații de genul acesta. Întrebă, ce ai face? Eu vă spun, sunt foarte mulți tineri, mai ales cei cu bun simț. Ascultați-mă. Cei cu bun simț cad pradă. Că dacă vine un nenorocit din ăsta, o neisprăvită, care e aș la chestiile astea, ei n-au probleme. Fata ta, dacă ai învățat-o cu bun simț, știi, și ăla îi pune mâna după gât, ea se gândește, bă, să nu zic să ia mâna, dacă se supără fratele, știi? Păi învață-o de acum, fată, când ăla vrea să pună mâna pe tine, tu dai cu versetul, ia mâna că ți-o bagă în ghiță. Adică, conform lui David, în numele Domnului, te tai în bucăți. Cum adică? Îți permiți. E, dar nu înveți așa, ia săraca, știi, ea e pocăită, blândă, ia stă în ghiță, să nu-l supere pe... Da? Și mai sunt și băieți din ăștia mai așa, care, știi, fetele-s mai pe fază, știi, cu cai, putere mai mult și turbo, și bă, dar trebuie și ei să... Uite că mama discuta cu băiatul. Nu știu dacă îi dați notă mare sau mică. Punctul următor. În versetul 4. Ascultați ce discută mama cu băiatul. Nu se cade împăraților, lemuiele, nu se cade împăraților să bea vin, nici voievozilor să umple după băuturi tari. Și el ia continuu. Punctul 2 în predica este, copile, primul lucru. Reține, să nu ajungi o victimă, tu să rămâi valoare și Domnul să se bucure de valoare și să fii valoros. Punctul numărul 2. Păstrează-ți mintea lucidă. Păstrează-ți întotdeauna mintea limpede. Aici iar ar trebui cu 20 ani să vorbesc, dar să încep varianta scurtă. Mor fraților și surorilor, dar nu trebuie să veniți la mormântare. Dom'le, dacă te duci la poliție, băutura e de limbă. Dacă te duci la spital, băutura e de vină. Dacă te duci nu știu unde, băutura e de vină. Mai nou, singurul loc unde băutura e binecuvântată, știți unde? În biserică. Am trăit să o văd și pe asta, Doamne iată. Eram la o serbare de mulțumire pentru roade, știți cum se împune acolo, ca să aveți de toate în față. N-am văzut, frate, mai la sfârșit, că acolo între mere, pere și ce-o mai fost acolo, era și Biblia. E pentru prima dată am văzut Biblia și lângă Biblie era un ulcior cu ceva roșu înăuntru. Cred că a fost cea. Tot încerc să mă amăgesc, știi? De el vedeam înainte, cred că le dădeam mâna. Frații l-au pus acolo să-l binecuvântăm. Bine, vedem de alții că sfințesc ca să am îndesuit. Și culmea vin cu versete biblice. Păi zic, nu știu cu versete. Dar ce frate, ce n-ai auzit de noi? Păi zic, păi, dar tu n-ai citit că Noe, după ce a ieșit și-a băut, și-a blestemat propriul copil. El asta nu a citit. Numai că Noe s-a îmbătat. Asta a citit. Dacă și-a blestemat. Dar ce frate, Lot? Păi zic, dar n-ai auzit că Lot s-a culcat cu fetele lui și le-a lăsat pe amândouă gravide și nici măcar nu știu. Asta nu-l interesează pe el. Pe el interesează numai prima parte. Stau și mă uit. Numai nu știu, la mine atât de simplu a fost în Scriptură. Eu am crescut în opinii. Nici păstor n-am avut în biserică. Mi-am dorit întotdeauna. Nu știu, cred că a fost... Până la urmă a fost bine, că am crescut noi cu Biblia și am învățat noi. Nu prea a fost cine să ne învețe. Dar mereu le spun, măi, dacă ești sincer cu Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu te luminează, că interesul lui e părintele tău. Mie așa de simplu mi-a fost. Citeam mereu în Vechiul Testament. Bă, preoții când fac slujba, cutare, nu știu ce. Nimic, nimic, că trebuie... Păi zic, noi toți ne lăudăm, că noi suntem o preoție sfântă, o preoție aleasă. Păi ne place chestia cu preoția, nu ne place cu condițiile. Un alt lucru care eu nu știu să vi-l explic în întregime. Dar l-am priceput de când am fost copil, citind Biblia. Vine Domnul prin mesagerii lui și spune, soră,
ești însărcinată, da, dează înainte, nu consum nimic, alcool, îi spune că nici măcar struguri cu perița, nu mă întrebați de ce, dar îi dau o rațiune după asta. Ce faci toate astea pentru un singur motiv. Copilul din tine s-a umplut de Duhul Sfânt. Eu zic, iau, spune, între Duhul Sfânt și alcool nu este nicio legătură, adică numai una de repulsie, ori cu Duh, ori cu alcool. Vine Noul Testament și spune, nu cu vinul, din potrivă fiți plin de Duh. Subliniez acolo versete, eu nu știu dacă voi. Curvia, vinul și mustul ia mințile omului. Citești pe Scriptură de astea, bă, unii nu le găsesc deloc. Unii nu le găsesc deloc. Iată, îi găsesc de genul ăsta. Ei nu citesc că nu se cade, ca nu cumva vând să uite legea, să calte drepturile. E imediat, frate, eu ce dați și din versetul 6. Dați băuturi tari celui ce piere și vin celui cu sufletul amărât, ca să-și bea, să-și uite sărăcia, să nu-și mai aducă aminte de necazul de luni. Bază, că am citit. Dar zic, cred că citim diferit. Zic, eu cum înțeleg versetul ăsta? Nu spune că tu să bei. E un sfat pentru mine, ce frate Iuda, dacă vezi pe unul nenorocit ce-a mărit în pragul morții și n-ai altă variantă, că el nici nu mai poate duce mâna la gură, dă-i niște băuturi tari să-l anesteziezi, măcar să treacă în liniște spre cele veșnice nenorocite, să mai uite. Ăsta poate fi un sfat acolo. Eu spun, domnule, dar stai că eu am altă variantă, dacă prind un nenorocit. Eu am altă variantă. Eu nu-l amețesc cu vinul, ca mâine când se trezește să fie mai nenorocit. Eu îi spun, auzi copile, tu știi că Iisus Hristos a venit pentru cei nenorociți? Uite cu ce vreau să te pansez eu pe tine. Nu cu o sticlă de... Eu vreau să te pansez cu rănile Domnului Iisus Hristos. Și vreau să spun un lucru. Hai să strigăm la Domnul ziua necazului, că El îți poate mântui și trupul, și sufletul, îți poate schimba și viața asta și veșnicia. Eu am găsit varianta. Dar primul lucru care îmi pricepe de aici, că nu-i vorba de tu, ci dacă cineva vreodată ajunge la concluzia că ești varză și acum trebuie să-ți cânte prohodul, îți bag o anestezie în loc de morfină, probabil. Hai să luăm varianta. Deci așa asta, dacă vreau eu, las-o pe mine. Acum e clar, dragii mei, e clar că nu e nici cu mintea limpede, nu suntem ce trebuie. Haideți să vorbim așa, serios, nici cu mintea limpede nu suntem noi. Dacă mai și tulburăm un pic, atunci chiar că avem cap la trebuie. Dar noi putem, din nou, să... E cu o femeie, îi spune, Lemuel, tu nu trebuie să fii ca alții. Și acum noi să nu uităm niciodată, ca și copii al lui Dumnezeu. Noi nu trebuie să fim ca alții. Eu mult le spun la unii, că am scris un material pe asta, și cu asta sar la următorul punct, se mai leagă de chestia cu Timotei, știi? Timotei, vă stați un pic cu Timotei. Deci Timotei, bine că mi-am amintit, zic, foarte puternic argument contra alcoolului. Acum, nu știu, eu le pricep mai greu, dar câteodată le pricep. Apostolul Pavel spune Timotei, să nu mai bei numai apă. Nu spuneți-mi ce bea Timotei. Pe când omul vine și spune, bă, nu bea numai apă, ce bea Timotei? Pă, apă, frate, când îi spune, bă, nu mânca numai macaroane, păi înseamnă că numai macaroane mânca. Băi, nu mânca numai varză, că o să ajungi iepure. Înseamnă că ăla, pe nu știu ce criterii, mânca numai varză. Când vine omul Dumnezeu și spune Timotei, nu mai bea numai apă. Eu primul punct l-am prins. A, Timotei, bea numai apă. A doilea lucru. Trebuie să-i argumenteze, Timotei, păcatele. Dumnezeu știe ce-i păcat. Păcatele ajung înainte, cum zice... A, zic, al doilea punct, Timotei nu bea, nu că avea el probleme cu, nu bea din convingeri religioase, considera că e păcat. Pavel vine și spune, băi copile, tu ai mari probleme de stomac. Datorită problemelor tale, tu ar trebui să iei și câte puțin vin. Asta e traducerea, eu nu știu ce înseamnă nici să iei, nici nu știu ce vin. Știți ce-mi pot eu imagina? Cred că era ceva de genul tip propoli. Probabil că era un vin preparat special ca medicament, luai o linguriță pe stomacul gol și îți treceau dureri pe el. Dar am priceput următorul lucru, deși nu știu, știu că era medicament. Știu că Timotei nici ca medicament nu-l folosește, că se temea că e păcat. Vine Pavel să-l lămurească, Domnul știe situația ta,
Haideți să vă spun un lucru tare interesant. Ce nu știu eu e ce-a făcut Timotei. Că unii, băi frate, ce dacă Timotei, s-ar putea să vorbim la telefon. Că nu-mi fi unde-o fi Timotei dacă nu merg în conversie el. Și zice, băi Timotei, cum ești tu sus acolo și eu jos la cazani? Că eu după tine m-am luat să iau câte puțin. Primul lucru, Timotei se întrebe, ce ai avut boala mea de stomac? Nu, da. A, deci n-ai avut boala mea, bun. Al doilea lucru, în timpul tău, dacă te-ai dus la farmacie, s-o găsit ceva pentru stomac, păi ce numai jumătate de pereche au fost și nu știu de care să-mi dea. Și atunci am trecut eu la leacurile mele. Punctul numărul 3 o să spună Timotei. Știi de ce eu aici sus și tu jos? Eu nu l-am ascultat pe Pavel. Cum? Nu l-am ascultat. Am spus, frate Pavel, zic cu ce-i zice. Decât să mă vadă alții că iau o linguriță și să fiu pricele de potignire și apoi ei să dea cu sticla, eu am hotărât următorul lucru. Doamne, de dragul tău, hai bine sufăr de stomac. Tu dacă vrei mă vindeci, dacă nu mă aling, eu nu vreau să fiu pricele de potignire pentru nimeni și nici nu vreau să le dau eu apă la moară la aia care au cu capul, cu stomacul sau cu nu știu ce. Bă, și cum Timotei, tu nu l-ai ascultat de data asta? Nu. Ei, cam târziu să ajungi la concluzie. Vedeți? O mamă spune, păstrează-ți copiile mintea limpede. Vine mai târziu Noul Testament și o spune dur de tot. Nu puteți bea paharul Domnului și paharul dracilor. Nu puteți fi împărtășie și cu Domnul și cu dracii. Acum, paharul Domnului, știți ce? Cred că asta e clar, nu? Care e paharul Domnului? Numai la paharul dracilor. Iar suntem așa, avem un lapsus. Deci paharul Domnului e foarte simplu. Când e vorba de paharul dracilor, probabil că e o băutură ce încă nu s-a inventat. Așa? Ca să ne pice bine nouă. Ei, mama aceasta ne-ar spune copiii mei, nu vă jucați cu astfel de lucruri. Păstrați-vă mereu mintea limpede la dispoziția Duhului Sfânt. Fiți mereu plini de toată plinătatea lui Dumnezeu. Pentru că aveți nevoie de o minte clară. Și poate că aici e marea noastră problemă. Aveți nevoie de o minte clară ca să pricepeți voia lui Dumnezeu cea bună, plăcută și desăvârșită. Veghează să nu devii o victimă. Pentru aceasta păstrează-ți mereu mintea clară. Un lucru foarte important pentru tineri, sar un pic la următorul verset. Deschideți gura pentru cel mut, pentru pricina tuturor celor părăsiți. Deschideți gura, judecă cu dreptate. Și care e următorul sfat? Copile, dacă tot ai energie, folosește-o bine. Sunt atâția nenorociți în jurul tău. Sunt atâția necăjiți. Fă ceva pentru ei. Pentru că, dragii mei, noi ca tineri, adică și eu și voi, nu? Avem energie. Acum, energia trebuie consumată. Ori o consumăm în păcat și în plăcerile păcatului, ar fi o variantă, ori o consumăm în lucruri bune. Nu poți să nu consumi energia. Așa mă bucur când văd că Dumnezeu a folosit tineri care și-au pus energia în slujba Domnului. Dragii mei, atâta bine poate fi făcut în lume. Și așa de frumos ar fi ca tinerii să fie ocupați mereu cu cele sfinte. Amin? Amin. Îi ajutăm și noi, nu numai dându-le de lucru, împreună cu ei. Și ne ocupăm cu lucruri bune. Deschide ochii în jurul tău. Și vei vedea, poate ai un coleg pentru care nimeni nu deschide gura. Alții îl bagiocoresc, îl cutare, el săracul stă din gură, deschideți tu gura pentru el și spui, băi, stop, e colegul meu, nu mai bagă joc de azi înainte, și el e ca și noi, care e problema? Nu poți să faci ceva bun pentru alții. Și un lucru care sigur vă interesează, acum familiștii puteți pleca acasă, de la versetul 10, mama îi mai spune ceva, copiile, când vine vremea, însoară-te bine. Când vine vremea, însoară-te bine. Acum, ca să vă liniștesc, știți ce cred eu? Mama a vorbit cu băiatul că avea băiat. Dar eu vă întreb surorul, dacă avea o fată, oare ce îi spunea? Ce îi spunea dacă avea o fată? Aceeași predică, numai adaptată. Fata, ai grijă să nu devii victimă, nu-ți tulbura mintea cu nimic, implică-te în lucruri bune și serioase și când vine vremea să te măriți, fata, dacă tot vrei să te măriți, mărită-te bine.
Ce înseamnă a te mărita sau a te însura bine? O întrebare pentru băieți. Pentru un premiu de sinceritate. Dacă ai găsi o valiză cu diamante și o fată bună, ce ai luat? Așa, la modul sincer, ce ai luat? Fata sau valiza? O zis el acolo, suflat, amândouă. Îți dau un premiu. Amândouă. Dar dacă nu poți pe amândouă, ce ai luat? Valiza, normal. Sinceritate, valiza, da. E, iată că mama aceasta, care eu cred că a fost inspirată de Duhul Sfânt și vă rog, rețineți, Duhul Sfânt așează în scris ce spune ea. Spune, băiete, cine poate găsi o femeie cinstită? Ea este mai valoroasă decât valiza. Și dacă găsești o fată bună și o valiză cu diamante, dacă nu le poți lua pe amândouă, lasă valiza și ia fata. Pentru că Solomon o lua de toate. Doamne, multe valize au pierdut ea. Și cum ne spune el, cum se pot duce toate pe apa sângetei. Ar trebui să citiți mult ce spune Solomon. Este un om care tare mult ne spune și prin rânduri și printre rânduri. Și și vis-a-vis de chestia asta. El ne spune că atunci când trebuie să se risipească, se risipesc, frate, de nu-ți ajung vagoanele de la un tren. Sunt despre tine, ca să vă aduceți aminte, poezia aceea super care se recita la noi la fiecare nuntă. În această zi, o Doamne, te rugăm, arată-ți milă. Și cant un tablou ne arată pe Rebecca și Daliza. Aici era momentul psihologic în care audiența, de acum înainte se gândea, oare asta e Rebecca sau Daliza? Știi că doar trebuia să le dai de lucru. Și atunci era din alea, știi, miștiene, dar mie îmi plăcea fraza când ajungea acolo. Și ai să vezi, iubite frate, câtă apă bea Camila, când muncești tu zi și noapte, tot împrăștie Dalila. Adică geamantarul ei numai o săptămână îi ajunge. Dar dacă te uiți la fata bună, vei vedea că în continuare ea aduce mărgăritare, mereu. Ea poate veni cu mâinile în buzunar, dar când citești în continuare fata aceea valoroasă, ea mereu aduce mărgăritare. Cealaltă umprește. Acum, aici am eu o dilemă. Cine poate găsi o femeie cinstită? Nu înțeleg de aici că zrabe. Eu nu înțeleg că zrabe, să nu înțelegeți așa. Întrebarea mea era următoarea. Oare m-am pus așa în papuci băiatului și am zis, măi, o femeie din asta valoroasă, mi-o face cadou Domnul sau trebuie să o caut eu? Dintr-un punct de vedere, aici spune cine o poate găsi. Asta ar implica o anumită căutare, nu? Din alt punct de vedere, noi știm că cei buni vine, dar, de sus, de la Domnul. Și vedem multe lucruri în Scriptură prin care Domnul își arată bunătatea Lui și ne face darul. Eu cred că sunt amândouă. Deci dacă vrei, Dumnezeu ne face un dar pe care noi trebuie să-L căutăm și când l-am găsit, să-L primim. Că până la urmă și mântuirea este un dar. Dumnezeu se coboară la noi în Iisus Hristos ca dar și apoi spune căutați-mă câtă vreme pot fi găsit. Cele două se îmbină. Aici aș vrea să fiți foarte atenți, tinerii, că părinții voștri oricum sunt atenți când vă spun vouă. Ce sfat v-aș da eu ca să încheiem așa mai scurtuț? O să încep cu un lucru rușinos. E rușinea noastră a păstorilor. Nu, o lăsăm pe noi cu păstorul. Știți care e rușinea noastră a păstorilor? O recunoaștem, încă n-am găsit soluția. Rușinea noastră a păstorilor este că în turmele pe care le păstorim, avem și capre. Și unele chiar pestițe. Nu știu cum să scape. Mai avem și mentalitatea decât să le alungi. Mai lasă-le că doar s-au mai transformat noi. Avem tot felul de teologii. Dar așa, la modul deschis, că n-are rost să... Doar voi vă știți mai bine decât noi, nu?
Eu vă spun, eu n-aș putea spune cuiva, dacă ar veni un băiat să spună, frate Iurga, aș putea cu orice fată din biserică să mă însor. Ferească Domnul. Ei, băi, nu? Nu înseamnă că dacă sunt în registru bisericii, tăte și coșe. Păi, frate, ce le țin? Le țin că nu știu, le țin că ne gândim că doar s-au pocăit, nici noi nu mai știm. Le țin părinții, taică s-o în comitet, nu mă mai botează, nu știu de ce le ținem sau nu le ținem, nu știu dacă cineva se poate da lista de 121 de motive care mai de care. Dar realitatea este, domne, în turma lui Hristos, omenește vorbind pământește, aici pe pământ, există și capre. Nu aici la voi, apropo, aici, oaie una și una. Oiță vârsană, dej, năzdrăvană, da? Dar pe la Arad și în altă parte, dar aici vă rog să fiți foarte atenți. Dacă spre rușinea noastră, și v-am spus, în urma lui Hristos se pare că din pe de unul mai poți așa, peste, zice, ai câteva nume, dai și așa, să vă spun un alt adevăr. În turma dracului nu este nicio oaie. Deci asta e clar. Dacă în turma Domnului mai scapă câte una, câte un bărbăcuț, câte nu știu ce, în turma diavolului nu este nicio oaie. Deci primul lucru, când cauți, caută în turma Domnului, nu în turma diavolului. Dacă vrei valoros. Acum nu te interesează valoare, te duci unde vrei, nu-i problemă. Și de acolo găsești orice. Dar e foarte important unde cauți. Cauți în turma Domnului. Și când vorbesc de turma Domnului, e foarte important să ne gândim la persoane născute din nou. Și pentru că am zis că în turma Domnului mai pot fi și surprize, următorul sfat și care este? Caută de mână cu păstorul. Că noi putem foarte ușor fi înșelați. Adică își trage pe el așa o blană din aia de oiță, nu-și arată colțul o vreme și tu zici că... Dar dacă prin turmă umbli cu păstorul, eu așa am înțeles că păstorul își cunoaște oile pe nume. Și dacă te duci de mână cu Domnul Iisus Hristos și tu ajungi și spui, Doamne, ce roșcată e asta, slăvit să fie, ce ia mâna, las-o. Doamne! De ce? Ce nu te uiți când îți trage un cap? Și tu ești mai firat, vii tu cu mine mai încolo. Și tot te plimbi prin turmă, Domnul știe cât să te plimbe, pe unde să te plimbe, până îți vine mintea la cap, până... Și când vine momentul acela potrivit, nu zice, Ionică, ia uite tu aici. Doamne, păi, dacă eu îți spun. Bine, nu e obligator. Tu poți să te duci mai departe unde vrei tu. Și apoi berbești, ce prinzi treaba ta. Dar dacă mergi, ce Domnul Iisus auzi. Ia tu pe asta. Ia pe asta. Deci, pe de o parte, eu cred că asta e important. Noi să căutăm. Să căutăm în rugăciune. Să căutăm unde trebuie. Să căutăm cu ochii deschiși. Pe de altă parte, în timp ce căutăm cu Domnul, să spunem, Doamne, eu umblu cu tine cât vrei, dar ascultă-mă. Dacă nu mă luminezi tu, eu tare mă încurc în blândurile astea. Nu știu cum să le fac, Nici nu știu care-i vopsită, care nu-i vopsită. De oi vorbesc, da? Tot așa, Doamne, ce să știu? Domnul Iisus zice, auzi, eu știu tot. Dicul pe mâna mea, cine amezi pe mâna Domnului Iisus Hristos, n-a greșit niciodată. Știți de ce? Apostolul Pavel spune, fraților, când eram păcătoși, Dumnezeu atât de mult ne-a iubit că mi-a dăruit pe Fiul Său. Acum, când sunt copiii lui, să nu-mi dea Domnul o nevastă bună, un băiat bun. Bine, bun însemnând, luăm toate în calcul și pentru prezent și pentru veșnicie. Care erau sfaturile mamei, ca să nu le uit? Primul, care era? Ai grijă să nu devii victimă, da? Al doilea? Mintea cât mai tulbure. Da? Al treilea? Deschideți gura pentru. Dacă vă uitați în Biblie, eu de acolo le-am luat. Nu trebuie. Deschide. Fă ceva bun. Implică-te în ceva bun. Și punctul 4. Când vine vremea căsătoriei. Nu te căsători oricum. Căsătorește-te bine. Căsătorește-te cu cineva valoros. Și acum vreau să mă întreb. Cine e valoros în afară de cel căruia Dumnezeu îi dă valoare? Valoros e numai un copil al lui Dumnezeu în care Dumnezeu investește, care vrea să asculte, care vrea să urmeze cu Domnul.
Mesajul pentru seara aceasta avea cam următoarea idee. Să întărim relațiile, dar nu orice relații. Sunt relații care nu merită consolidate. Sunt relații care trebuie rupte, călcate în picioare. Și sunt relații care trebuie consolidate. Sfatul meu, dragi tineri, este să faceți ce încercăm să facem și noi. Întăriți relația cu Dumnezeu. De acolo începe. Consolidați relația voastră cu Dumnezeu. Consolidați relația voastră cu părinții. O să sune strană. Nu m-au plătit părinții. Văd de acum dacă vin cu ceva. Știți de ce spun eu lucrul ăsta? Doar spun asta vis-a-vis de cei ce spune Solomon. M-a surprins. Eu le citesc ca părinte. Voi ar trebui să le citiți ca și copii. Deci eu le citesc ca părinte și uitați, după ce își face introducerea, după ce își face introducerea cărții pentru ce, în versetul 7 pune punctul pe ei. Frica de Domnul este începutul științei. Deci e primul sfat. Teme-te de Dumnezeu. Vă rog să citiți versetul 8. După teama de Dumnezeu, care e următorul sfat? Versetul 8 din capitolul 1. Ascultă, fiule, învățătura tatălui tău și nu le păda în drumările mamei tale. Și am spus, Doamne, imediat după tine, ne-a așezat cu noi pe părinți. Știți ce înseamnă? Înseamnă că Domnul are mare încredere în noi, în părinți. Și noi trebuie să-i ascultăm ca și copii. Dar în dreptul părintele a spus, Doamne, ce responsabilitate avem? I-ai spus copilului după tine să mă asculte pe mine. Și acum stau și mă gândesc ce să-i spun copilului ca dacă mă ascultă copilul, Domnul în ziua aceea să spună bine, rog, bun și credincios. Pentru că într-o zi va spune, Viorel, ți-am dat autoritate ca părinte și a spus copilului, după mine, imediat să asculte de tine. Ce l-ai învățat pe copil? E foarte important să întărim relațiile bune în fiecare zi. Relația cu Dumnezeu, relația cu părinții, relația cu biserica, relația cu cuvântul, adică toate relațiile bune. Sau cum se spunea lui Timotei, caută pe Domnul împreună, nu singur. Că nu ești un haiduc în lumea aceasta, nu ești chemat să trăiești într-o mănăstire, Timotei. Tu trebuie împreună cu alți tineri să-L cauți pe Domnul. Cu care tine? Caută pe Domnul împreună cu cine? Cu cei care îl cheamă pe Dumnezeu dintr-o inimă curată. Sunt fățarnici destui. Sunt oameni care își bat joc de Dumnezeu, de evlavie, dar sunt tot în cercuri religioase. Cuvântul spune, ascultă, întărește relațiile cu cei care au inima curată, îl caută pe Domnul curăției de inimă, pentru că vor să nu se bucure doar de mărunțișuri aici. Ei vor să se bucure de veșnicie, de slavă și de cunună. Haideți să stăm înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Și aș vrea în seara aceasta să ne gândim și noi ca părinți și voi ca și copii, ca tineri. Gândiți-vă la lucrurile acestea care ne le spune Duhul Sfânt. Ești valoros, nu-ți risipi valorile. Nu le arunca, nu lăsa pe alții să-și bată joc de valorile tale, nici sufletești, nici trupești. Încredințează-le în mâna Domnului, pune-le la dispoziția Domnului. Păstrează mereu mintea lucidă. Dacă vrei să faci ceva, e bine. Fă lucruri bune. Și dacă vrei să te însori, să te măriți, nu-i niciun păcat. Așteaptă vremea potrivită. Și roagă-te lui Dumnezeu când te căsătorești. Să te căsătorești cu oameni valoroși. Ca împreună să vă bucurați și pe pământ, să vă bucurați și de veșnicie. Haideți să ne rugăm.